Bun găsit! Sunt Florin Tudose și astăzi vă arăt cum putem beneficia de varianta Pro de la Canva, astfel încât să nu mai fie nevoie să plătim abonament. Așadar, ne logăm în contul nostru de Canva, fie cu contul personal, fie cu contul Gmail al școlii, nu are importanță, și merg în setările contului, unde în stânga am facturare și echipe. Și se deschide Canva educațional, unde mă înregistrez gratuit. Trebuie să-mi introduc numele. Pronumele, cum zice românul. Desigur, școala. Okay. Și apoi adeverința, site-ul școlii, dacă există, ar fi bine să existe. Și apoi aici, în această secțiune, introduc fie o adeverință de la secretaria de la școală că sunt cadru didactic în acel loc sau eu am introdus, de exemplu, calificativul de anul trecut să se vadă ștampila și numele școlii și numele noastre. După ce ați făcut această operațiune, în maxim 24 de ore primiți pe mail-ul cu care v-ați logat acces definitiv pe viață Moca, cum îi place românului, la varianta Pro de la Canva. Atât de simplu e. Vă doresc succes și să vă bucurați de minunățile pe care le puteți face pe Canva. Spor!